Da? Eu par mai dur așa, dar cred că toți pot, pot, spune că sunt o persoană de care te poți apropia, nu? Azi, probabil din cauza, nu știu, la ochelar, la înălțimea mea, la... la poate din cauza la freză m-a mai părăsit. S-a potrivit cu sunetul. Poate de-aia nu s-aude de la freză. Dar aș vrea să, să începem, dacă ne aude toți, e bine vreau să-l întrebă fratele Marian lucruri de care noi nu știm. De multe ori a venit la noi, ne-a povestit, eu am fost atent, ceea ce nu ne-a spus atunci, îl întreb acum. Ce înseamnă școala muzicală Dar din Dar? Pentru mine școala Dar din Dar este un vis pe care l-aș dori să-l trăiască alți copii pentru că eu n-am avut parte în copilăria mea și n-am înțeles corespunzător că muzica este de fapt bucurie. Și este bucuria de a transmite mai departe prin muzică bucuria pe care o ai cântând și pe care ai acumulat-o în viața ta. Și de aceea vreau ca acești copilași să aibă oportunitatea să se bucure atunci când cântă și să transmită bucurie. Să știți că bucurie e molipsitoare. Deci, practic, este să Primești și să dai. Dar, din dar. Cam asta am înțeles eu. Da, da. da. Deci, tu ai primit de la Dumnezeu darul o să te și tu vrei să-l dai mai departe? Da, la copii. Conceptul dar, din dar a început prima oară cu ceva mai simplu. Eu n-am știut de la început ce o să se întâmple cu acest cuvânt, acest nume, dar, din dar. Prima oară am avut un vis după ce Dumnezeu mi-a transformat viața. Am avut un vis cum era o mulțime de oameni strânși la un concert și am auzit exact așa. În timp ce eram în timpul nopții dormind, în vis am auzit dar din dar. La vremea aceea, nu toți erau deschiși pentru a mă primi să cânt pentru că după 12 ani de droguri nu este ceva uimitor când cineva te respinge și nu crede de la început în schimbarea din viața ta. Și atunci când aveam contact cu oamenii, nu erau prea deschiși, dar un anume om, care nu mai este printre noi, Cristi Țepeș, la televiziunea română lucra atunci. A văzut pasiunea din inima mea și a văzut sinceritatea că îmi doresc cu adevărat să facem ceva pentru, pentru oameni. Și eu am avut în vedere să facem un concert, dar eu n-am știut că o să fie și o școală de muzică, și m-am gândit că la concertul acesta nu este drept. Uh, cum facem noi deseori, ne strângem și spunem doar între credincioși unii altora despre Dumnezeu. Și am zis: trebuie să nu aparțină unei denominațiuni, unei religii Dumnezeu, și trebuie dăruit și altora. Și cum altfel, decât organizând într-un teren neutru un concert și chemând cât mai mulți oameni ca să le spunem despre Dumnezeu. Deci, practic, ce vedem noi astăzi, copiii și locațiile în care sunt, nu a fost planul inițial și Dumnezeu pe parcurs. A o da, da, da. altă întrebare, timpul trece. Câți copii sunt implicați? Dacă știți, dacă știți total în toată țara, în ce regiune și cam câți copii sunt implicați în școala Dar din Dar? În momentul acesta au ajuns undeva pe la 180, dar nu mai pot să număr exact pentru că ei se multiplică și fără să știu eu și fără să am eu control asupra lucrului acesta, pentru că unii dintre ei, de când s-a început, au ajuns profesori așa cum intenționăm și pentru unii din locul acesta să ajungă la rândul lor să preia alți copii și din cauza aceasta nu mai pot să-i spune concret câți copii sunt, dar ce știu eu, în momentul acesta sunt undeva la 180 de copii. Ce frumos! Dacă este cineva în seara asta aici sau în online care spune... Aș vrea să fac și o parte din dar, din dar, din darul ăsta, din darul ăsta al vostru. Aș vrea să fac și o parte din școala asta. Poate nu pot să când sunt prea bătrân, am, Este cineva în sală, tatăl meu, care are 80 de ani, zice, nu mai mă apuc acum de vioară, că poate nu am timp să mai ajung la, la nivelul care trebuie, dar aș vrea să, să intervin cumva. Ce aș putea eu să fac, nefiind implicat în școala Dar din Dar, dar totuși am o posibilitate să mă implic. Cum aș putea să mă implic? Păi, în primul rând, eu am spus că atunci când eram copil, n-am avut parte de anumite lucruri și conceptul acesta a luat ființă pentru ca ai noștri copilași, generația următoare, să aibă parte. Pentru că deseori s-a înțeles greșit, școala nu trebuie să fie ceva care să-ți aducă apăsare sau un joc. Venitul la biserică nu trebuie să fie ca o obligație care să vină ceva greu, ci trebuie să fie ca o bucurie. Ei bine, Exact același lucru este și pentru cei care nu au avut parte de multe lucruri, dar vor să se bucure făcând ceva pentru acești copilași. Dacă vor să recupereze timpul pe care ei nu l-au avut parte când erau copii mulți și au spus aș fi vrut să fac și eu vioară, dar n-am avut posibilitatea. Ei bine, prin unul din acești copilași, dăruind o vioară, plătind o lecție de vioară, plătind masa unuia dintre profesori, că acum s-au mulțit și după cum știi, Florin, da. ca să pleci de la București să te oprești la trei locuri diferite, din uh, zone diferite, uh, îți ia foarte mult timp și ca să te încadrezi și să dai randament să stai cu copila și durează ceva. Câteodată poate n-ai nici timp de a mânca, ca și profesor. Dar și masa aceea, dacă te oprești să o mănânci, trebuie acoperită. Ei bine, bucuria celui care n-a avut parte să facă vioară când era copil, poate fi... Uh, Prezentă astăzi prin faptul că susține un copilaj, susține un profesor și se poate bucura când vede așa cum mă bucur eu pe unul din acești și poate nu cântă nemaipomenit, dar când le văd bucuria pe fețe și că nu cântă extraordinar, dar supărați. Eu prefer mai repede să greșească cântând, dar să o facă cu toată inima ca și alții să fie inspirați și să doresc. Da, mi se pare un concept frumos: să faci ceva că îți place nu să faci ceva că îi place lui taică sau la mama ta sau la bunici, să faci ceva nu că ești plătit, zice, îți plătezi meditația, îți plătezi lecția să faci și să faci ceva că îți place. Deci să înțeleg că efortul este comun al părinților, al profesorii, al școlii, deci fiecare trebuie să contribuim cât putem și să, să fie bine pentru toți. Fiecare să ne aducem aportul așa cum putem. Bun, bun. Deci, într-un practic, puteți să ajutați sprijinind această lucrare. Vedem că această lucrare crește, așa cum a spus. Ce să zic? Acum trei ani m-am întâlnit cu fratele Marian într-o conferință și era la început lucrarea, dar din dar cu școala și nu m-am gândit inițial că o să avem posibilitatea să avem atât de mulți copii. Avem aici în loc peste 20 de copii. Poate vi se pare puțin, asta înseamnă 20 de vioare, înseamnă în jur de... În fiecare săptămână o lecție de vioară, Asta înseamnă mașină care pleacă din București sau din Brașov, de unde vine profesorul, și poate spui, dar cum o să scoți cumva investiția asta? Să știți că investiția în educație se recuperează în termen lung. Și pentru cei care vor să ajute, noi am spus la comunitatea noastră de aici din Păulească, am spus că seara aceasta este o seară în care dăm, nu o seară în care primim. Să știți că toți ani în care am contribuie la acest proiect, văzând seara aceasta, văzând videoclipul acesta care și el a fost făcut cu efort, pentru mine tot efortul care am fost financiar sau material nu mai contează. Și mă uit înainte să găsim și oameni și fiecare dintre voi sunteți bineveniți să ajutați această lucrare. Chiar mi-a plăcut. Deci să fiu implicat nefiind o față, dar să fiu acolo. Frumos. Există oameni care uh, au fost... Uh atinși de bucuria aceasta pe care o dăruiesc copiii când cântă. Nu știu dacă vă aduceți aminte atunci când s-a cântat cântarea aceea și erau toți copiii strânși, rege al regilor. Oameni care au văzut au spus mi-a plăcut extraordinar pentru că sunt copii care nu m-am gândit vreodată că aș putea să-i văd cântând și acum au reușit. Și aș vrea și eu să fac două o Și au venit și mi-au dăruit o vioară. Și cum bine știi, noi le dăm la mai departe și alți copii au o parte. Deci,